Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2023. Suma autorizată la plată pentru mehedinți este în valoare de 131.365 de lei și se acordă pentru două asociații din județ care au solicitat sprijin pentru aproximativ 150 de fermieri crescători de animale. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mehedinți aduce la cunoștința fermierilor interesați faptul că se fac plățile pentru HG 1179/2014 și aici vorbim despre ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor. La nivelul centrului județean Mehedinți avem înregistrat două asociații ce au cerut sprijin pentru un număr de aproximativ 150 de fermieri. Și aici vorbim de sprijin obținut pentru determinarea calității genetice a raselor. Pentru fermierii menționați, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit suma de aproximativ 131.365 de lei. Suma autorizată de plată la nivel național în valoare de 1.346.686,59 de lei se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Acest ajutor este binevenit deoarece fermierii crescători de animale depun multe eforturi pentru ca acestea să crească în condiții optime și sigure, iar materia primă rezultată în urma sacrificării acestora să fie de o calitate superioară.